Credincioșii ortodoxi sărbătoresc sâmbătă nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare cunoscută în popor și ca Drăgaica sau Sânzienele. În tradiție se spune că în noaptea de Sânziene se deschid porțile cerului și lumea de dincolo vine în contact cu lumea pământeană. În noaptea de Sânziene răsare și floarea albă de ferigă, care aduce noroc celui care o va culege. Biserica ortodoxă serbează de obicei ziua morților sfinților, numai Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul, făcând excepție de la această regulă. Ei au privilegiul de a li se sărbători atât nașterea, cât și alte evenimente din viața lor. Adormirea Maicii Domnului, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, buna vestire, soborul Sfântului Ioan Botezătorul, etc. Ioan Botezătorul s-a născut cu 6 luni înaintea lui Iisus Hristos. Sărbătoarea apare atestată documentar în secolele 4-5, când a fost fixată definitiv și data Crăciunului. În calendarul popular, ziua de 24 iunie este cunoscută sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica. În această zi, din 2013, la inițiativa comunității online La Blues Rumen, dedicată promovării Iei Românești, se sărbătorește și Ziua Universală a Iei, marcată de comunitățile românești din toată lumea. Femeile, în special, poartă în această zi o ie. Pe 24 iunie românii sărbătoresc sânzienele, recunoscute în mitologia populară ca fiind zânele care plutesc în văzduh și împânzesc pământul în noaptea de 23 spre 24 iunie. Tradiția spune că în acea noapte cerurile se deschid, iar sânzienele se prind în horă. Cunoscute și sub denumirea de Drăgaica, este o sărbătoare a iubirii și fertilității, iar tinerele își pot afla sortitul și ziua în care se vor căsători. În plus, sânzienele aduc belșug în gospodării și sănătate celor în suferință. În tradiția populară, acestea sunt reprezentate ca fiind niște tinere foarte frumoase care cântă și dansează. Acestea au un rol benefic, ajutând la vindecarea bolnavilor și la protejarea semănăturilor de grindină.